Începând cu data de 31 martie, în contextul aderării României la spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime, a fost implementat un nou sistem digital de verificare a documentelor de identitate. Zeci de persoane au fost verificate de polițiștii de imigrări din Timiș. În acest context, polițiștii de imigrări au verificat prin aplicația EDAC 30 de persoane. Ca urmare a verificărilor efectuate, a fost depistat un bărbat din Canada care se afla în ședere ilegală. Acesta a intrat legal în România, însă la expirarea perioadei de ședere nu a părăsit țara noastră și nici nu a întreprins demersuri pentru prelungirea dreptului de ședere. Pe numele persoanei în cauză, polițiștii de imigrări au emis decizie de returnare cu termen de plecare voluntară în 15 zile de pe teritoriul țării noastre. De asemenea, la ieșirea din țară, pe numele străinului va fi instituită măsura interzicerei intrării pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiul Economic European și Confederației Elvețiene pentru o perioadă de 3 ani. Reamintim că prin intermediul aplicației Polițiștii de imigrări din structurile operative realizează ușor verificările în teren, iar în cazul în care sunt depistate persoane urmărite, dispărute, autovehicule furate ori alte situații, vor fi dispuse măsurile legale care se impun în astfel de cazuri.